Distracție mare în Vaslui în noaptea de Paște. Un angajat al prefecturii Vaslui s-a trezit cu poliția la poartă după ce a dat muzica la maxim în miez de noapte. Deranjați de gălăgie, vecinii au stricat petrecerea și au sunat la 112. În timp ce autoritățile le-au cerut românilor să evite petrecerile în noaptea de Paște, un angajat al prefecturii Vaslui dădea o petrecere de zile mari. Muzica la maxim i-a deranjat pe vecini care au sunat la 112 pentru a-l reclama pe bărbat. Așa s-a ajuns ca în miez de noapte la poarta angajatului prefecturii să-și facă apariția mai multe mașini de poliție care au mers să strige distracția. Localnicii spun că nu ar fi prima dată când bărbatul își deranjează vecinii, cu toate că nu locuiește în zona respectivă, ci doar deține un teren pe care îl folosește atunci când vrea să se dezlănțuie.